Astăzi se împlinesc 86 de ani de la nașterea părintelui Teofil Părăian, cel care a fost unul din stâlpii ortodoxiei în Țara Făgărașului. Părintele Teofil Părăian s-a născut la data de 3 martie 1929 în localitatea Topârcea, la aproape 25 de kilometri de Sibiu, fiind primul din 4 frați și purtând numele de Ioan. Din copilăria sa a păstrat amintiri și nostalgii, mărturisind faptul că a intrat în viața conștientă fără vedere. Însă, deși nu a putut vedea cu ochii trupului, părintele Teofil a văzut cu ochii sufletului în viața și în inima ucenicilor săi, discernând faptele acestora și dăruind fiecăruia bucurie din bucuria sa, prin sfat bun și mângâietor, aducător de pace lăuntrică, liniște și odihnă sufletească. Mi-am început viața conștientă, fără vedere. Și am învățat de la părinții mei ce am putut învăța, ce mi-a putut oferi ei. Iar la vremea școlarizării, părinții mei țărani, oameni simpli, și-au dat seama că nu mă pot ajuta ei direct și cât ar trebui, și atunci au hotărât să mă ducă la o școală specială la Cluj. Aveam 6 ani și jumătate. Cu ceea ce am învățat în satul meu, m-am dus la școală la Cluj, unde am urmat 5 ani la o școală specială pentru copiii fără vedere. Am învățat acolo să scriu și să citesc cu scrisul pe care îl folosesc oamenii fără vedere. După absolvirea liceului, a urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu, dobândind numeroase și înalte cunoștințe creștine, în special de Noul Testament și de doctrina ortodoxă. La data de 1 aprilie 1953 își îndreaptă pașii spre Mănăstirea Sâmbăta. La praznicul Adormirii Maicii Domnului este călugărit cu numele de Teofil, în amintirea dorinței bunicii sale de a fi avut un copil cu acest nume și având ca naș de călugărie pe Irineu Crăciunaș. A fost hirotonit ierodiacon în anul 1960 de către mitropolitul Nicolae Colan, în 1983 ieromonah de către mitropolitul Antonie Plămădeală, în 1986 a primit pirotesia de protosinghel, iar în 1999 pe cea de arhimandrit. De la primii pași, mănăstirea a încercat să se apropie de părintele Arsenie Boca. Mănăstirea a devenit adevărata sa casă, popas spre împărăția cerurilor. Pentru părintele Teofil, mănăstirea, locul în care și-a găsit împlinirea și mântuirea, era tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor și cerul de pe pământ. Iar din 1953, de la 1 aprilie, sunt viețuitor în Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, marți. La 1 aprilie se vor împlini 55 de ani de când m-am așezat la Mănăstirea de la Sâmbăta. Ani frumoși din viața mea, de altfel eu consider că toți anii pe care i-am trăit au fost ani frumoși, ani binecuvântați de Dumnezeu. Părintele Teofil a fost socotit și adeseori numit duhovnicul tinerilor, această caracterizare arătând pe de o parte dragostea și preocuparea sa de a oferi tinerilor sfaturi și îndemnuri aducătoare de bucurie și speranță și deschizătoare de drumuri. La slujba cununiei este o rugăciune în care preotul se roagă pentru mir, zicând către Dumnezeu, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană. Ce înseamnă asta? Fără prihană. Să-și petreacă viața lor în chip ireproșabil. Să-și petreacă viața lor fără vină. Să-și petreacă viața lor în cinste. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană. Ca duhovnic a fost un om al echilibrului, bun cunoscător al sufletului omenesc, dăruit cu sfat mântuitor și discernământ duhovnicesc. Om al iubirii, bucuriei și odihnei sufletești, mângâia prin cuvintele sale care ajungeau în sufletul însetat de sens ca un balsam alinător. Chema la Domnul la răsplata ostenelilor sale în 29 octombrie 2009, părintele Teofil trăiește în sufletele noastre prin modelul său sublim de viață, închinată slujirii lui Dumnezeu și mângâierii aproapelui.